Astăzi o să discutăm despre colecția mea de parfumuri. Ei bine, n-am discutat niciodată despre asta, am discutat doar despre colecțiile mele de Adidas și n-am vorbit niciodată despre partea asta de care sunt destul de pasionat, partea de parfumuri. Ei bine, am o colecție destul de mare, nu le am pe toate în momentul de față aici, pentru că n-am reușit să iau toate parfumurile aici și plus de asta am un parfum secret pe care o să vi-l arăt doar dacă clipul ăsta face peste 3000 de like-uri, care seamănă foarte mult cu Angel Share-ul de la Killian. Am activat funcția de join a canalului și ei bine, de acum în fiecare săptămână o să avem membrul săptămânii. Tot ce trebuie să faceți este să dați join canalului, iar membrul de astăzi este OTF, așa că let's go dacă vreți să intrați în brigada noastră. Hai să începem de la parfumurile mele de zi cu zi, la parfumurile pe care le folosesc la ocazii speciale, să zic așa. Primul parfum este Zara Black Tag, acesta este unul dintre parfumurile pe care le folosesc de zi cu zi, le folosesc când ies în cartier, să mă duc să iau ceva de jos și mi-l iau pe ăsta. Haideți să vedem notele, mi-a plăcut destul de mult parfumul ăsta. Ăsta este parfumul, iar ca note avem bergamotă, grapefruit, piper, notele de mijloc și baza vanilie, musc, nu știu exact cum se zice în română, și vetiver, nu știu ce înseamnă vetiverul ăsta, dar aflăm imediat. Group of woods and musk. Ok, deci este un tip de ud, deci este un tip de lemn. Un parfum care costă 80 ceva de lei, ceva de genul ăsta pe Zara, sau 90 de lei. Un parfum pe care și-l permite aproape oricine să-și cumpere un parfum din ăsta să-l folosească tot anul. Mie îmi place foarte mult cum miroase parfumul ăsta, nu ține deloc, adică nu vă așteptați ca parfumul ăsta să țină. Gen, parfumul ăsta nu poți să ieși undeva să zici că ține, că în 20 de minute nu-l mai ai pe tine. Dar e un parfum doable pe care dacă îl ții după tine în poșetă și te dai și te dai, miroase. Asta e un parfum care îi place rău de tot Larisei. Pe mine nu mă dă așa de tare pe spate, dar îi place rău de tot Larisei. L-am primit de la mătușa mea din Italia. E fix genul ăla de cadou pe care îl primești din Italia de la mătușa ta. Ăsta este parfumul. Notele sunt în felul următor: lămâie, piper de bourbon, santolina, nu știu ce e ăsta, tot un fel de lemn, cedru, rășină, ambroxan, ok, și musc. Ok, deci astea sunt. Și astea cipritoi oiline nagarmotha, nu știu ce e, sincer, chiar habar n-am. Deci ăsta este al doilea, tot la fel îl folosesc seara de obicei când mai stau în casă, că îi place foarte mult Larisei. Ok, îl știe toată lumea. N-ai cum să nu știi parfumul ăsta de la Latafa, Opulentudu de la Latafa. E bine, e un parfum clasic pe care poți să-l porți din punctul meu de vedere și seara și ziua. Poți să-l porți atât vara și cât iarna. Vara e un pic mai deranjant pentru anumiți oameni pentru că miroase foarte, foarte tare. Ei bine, notele de la acesta sunt șofran, scorțișoară, ud, trandafiri, ud, ambră și cedru. Ei bine, astea sunt notele. Din punctul meu de vedere se simte foarte, foarte mult scorțișoara. Ăsta, din punctul meu de vedere, e un parfum doable pe care puteți să-l purtați absolut oricând. E un parfum destul de ieftin. E un parfum care costă undeva în jurul 100 de lei. Un alt parfum șmecher de la Latafa mai e ăsta. Chiar habar n-am cum se numește, dar îmi place foarte mult ăsta de la Latafa. Ăsta e primul meu parfum pe care mi l-am luat vreodată de la Latafa. Ei bine, parfumul ăsta l-am luat prima oară la vreo 40 de lei, iar în moment de față cred că costă undeva în jurul 100-120 de lei. Ăsta e parfumul. Warm Spicy Woody, Amber, Rose, Caramel, Vanilla. Uite, deci mi-e plac foarte mult parfumurile cu vanilă. Deci, notele de top sunt trandafiri, scorțișoară și șofran, paciuli cu caramel. Deci paciuliu cu caramelul ăsta, imaginați-vă, bă, de se simt într-un stil. Scorțișoara aia nu prea se simte, dar mie îmi place rău de tot cum se simte caramelul. Și plus de asta aud din outurile de la final și vanilia. Bă, n-aveți idee cât de mișto sunt pe parfumul ăsta. Nu este un parfum foarte, foarte scump. Îți permit să-ți cumperi un parfum din ăsta decent. Adică efectiv e un parfum decent. Poți să ți-l iei chiar în locul Zara, pentru că parfumul ăsta, bă, știți cât ține? Bă, parfumul ăsta ține de zbine rău, efectiv. Deci am ținut parfumul ăsta la un moment dat zilnic pe mine, adică mă deam zilnic cu el și toate hainele mele în dulap miroseau numai a parfumul ăsta. Bă, n-aveți idee. Deci numai a parfumul ăsta miroseau toate hainele. Hai să trecem la niște variante de parfumuri care depășesc bugetul de 200 de lei. Cult for Miu. Bă, interesant rău de tot parfumul ăsta, dar ăsta verde de la Cult for. Bă, foarte mișto parfumul ăsta. Să vedeți ce note are parfumul ăsta. Bă, e interesant rău de tot notele. Ia vedeți. Poate mulți o să ziceți că e de fete, dar o să vedeți un pattern în parfumurile mele. Deci, ăsta are în felul următor: trandafir și floare de portocală, ambră, peoni, ăsta nu știu ce e, cred că e bujor, vanilie și musc. Bă, parfumul ăsta, din punctul meu de vedere, în momentul de față, raport calitate-preț, este unul dintre cele mai bune parfumuri pe care eu le am în colecția mea de parfumuri. Parfumul ăsta la 200 ceva de lei, ceva de genul ăsta, este un parfum pe care eu prefer să-l dau inclusiv la ocazii speciale. Este un parfum care, bă, te înțelegi cu el în absolut toate situațiile. Nu ai cum să nu te înțelegi cu parfumul ăsta. Parfumul ăsta miroase bombă, este un parfum foarte dulce. Bine, toate parfumurile mele sunt dulci, ne scunde asta, chat. Deci toate parfumurile mele sunt dulci. Nu am parfumuri care să nu fie dulci. Trecem la următorul. Ei bine, și ăsta este tot un parfum de nișă ca și Cult For-ul, dar este un parfum de nișă low. Adică zona asta este mult mai low budget decât ce o să vă arăt mai spre finalul clipului, care sunt niște parfumuri mai scumpe, care, bă, într-adevăr miros superb. Am avut și altele, vorbim și de ele, dar din ce mai am acum am 3, bă, care sunt wow, niște parfumuri de nișă superb. Ăsta e următorul parfum, este superb parfumul ăsta. Îmi place foarte, foarte mult cum arată. Se numește Berry sau ceva de genul ăsta parcă.
Braris, ceva de genul ăsta. Ei bine, notele de pe ăsta sunt un pic diferite, dar dau și acolo black pepper, pink pepper, piper negru, piper roz, patchouli, tonka bean, iar un lemn, tabac, benzoin și musc. Bă, criminal parfumul ăsta. Îmi plac foarte mult notele de patchouli din el și îmi plac foarte mult notele de tonka. Eu sunt un mare fan al parfumurilor cu tonka și cu vanilie. Parfumul ăsta este un parfum un pic mai piperat, adică se simte nuanța aia de piperi. Nu este un parfum care să fie plăcut de absolut toată lumea. Când îl dai pe tine, efectiv miroase a piper, îți vine să strănuți. Are foarte, foarte multe note de piper pe zona de top notes, dar mai departe se liniștește și miroase superb. Tonka ăla din el îl face un parfum superb, absolut superb din punctul meu de vedere. Hai să trecem la un clasic de anul ăsta, Myself Food de la ISL. Ei bine, am primit parfumul ăsta de la ISL. Am avut un PR pack din acela de la ISL și am primit parfumul ăsta. Ăsta este complet diferit de ce mă dau eu, pentru că nu este un parfum pe care mi l-am cumpărat eu. Bergamotă, Orange Blossom, patchouli. N-are nicio treabă cu parfumurile pe care mi le iau eu în general, dar este un parfum cool, este un parfum decent. Cred că a fost votat cel mai plictisitor parfum al anului acesta, dar asta este... Nu este un parfum foarte wow, este un parfum destul de plictisitor față de tot ce v-am arătat până acum. Nu se compară sub nicio formă cu Cult Forul ăsta sau cu ăsta. Astea două sunt două parfumuri care, bă, au complet alte filme. Deci, efectiv, față de tot ce o să vedeți în clipul ăsta, astea două, pentru prețul la care sunt ele, nu o să găsiți nimic, din punctul meu de vedere, mai bun decât astea două la prețul ăsta. Adică, nu știu, asta este punctul meu de vedere. Hai să vă arăt un alt clasic, îl știți cu toții, n-aveam cum să n-am așa ceva. Folosesc parfumul ăsta de când a apărut în România. Efectiv, în prima sau a doua zi când a apărut în România, mi-a plăcut, m-am îndrăgostit de el. Efectiv, wow, parfumul ăsta. Îl știți foarte bine, n-ai cum să nu știi Stronger With You, normal. Prefer Intensely, dar și ăsta este bombă. Ăsta e parfumul. Notele sunt în felul următor. Alune, zahăr. Zahărul ăsta îmi place rău de tot din top notes. Deci zahărul ăsta este criminal. Are și Larisa un parfum cu zahăr și este... Mai este lavanda și vanilia aia de la final cu fum. Vai. Deci, efectiv, parfumul ăsta când rămâne pe piele se simte criminal, dar, din punctul meu de vedere, parfumul ăsta s-a stricat foarte mult în timp, la început când a apărut. Când te dădeai cu 3 fâsuri din astea, n-aveai o treabă toată ziua. Acum, trebuie să te dai într-una, nu mai ține parfumul ăsta, ori o fi de la pH-ul meu, ori o fi de la complet alte treburi, dar parfumul ăsta nu mai ține din punctul meu de vedere cum ținea la început. Deci, efectiv, nu mai ține și nu știu de ce. Nu pot să-mi dau seama de ce parfumul ăsta nu mai are Perspecție, cred că se numește, la fel de lungă cum avea înainte ăsta. Habar n-am. Hai să vă arăt un alt clasic, îl știți? Ăsta este, îl știți foarte bine, Dior Sauvage. Mi l-a luat tata de Crăciun. Nu sunt neapărat fan Dior Sauvage, este parfumul și este de 200 de mililitri. E plin, efectiv, nu m-am dat cu el. Nu pot să zic că mai sunt așa mare fan Dior Sauvage. Toată lumea a nebunit în parfumul ăsta. Astea sunt notele de pe... le știți. N-ai cum să nu le știi. Foarte bine știți notele: bergamotă, portocală, lemn asta, nu știu ce. Lemn din asta de sandalwood. Mamă, cum mai am un lapsus, santal, lemn de santal sau ceva. Mamă, am un lapsus, nu știu exact cum se numește. Tonka bean și vanilia de la final sunt preferatele femeilor. Parfumul ăsta este mega îndrăgit de femei. Este un parfum la care s-a făcut o reclamă mega agresivă într-o perioadă, dar în același timp este un parfum care încă este mega purtat de bărbați. Adică ăsta și cu elixirul sunt mega purtate de bărbați. Nu pot să zic că mai mă dă la fel de tare pe spate ca în momentul când l-am mirosit prima oară, dar cred că ăsta este cel mai bine vândut parfum de la Dior. Hai să trecem la parfumurile de nișă, care într-adevăr sunt mai expensive, dar din punctul meu de vedere își merită prețul. Hai să discutăm despre cel mai vechi pe care l-am în colecție și este vorba de Casa Morati. Birau de la Casa Morati mi se pare wow. Nu știu dacă este de fete socotit. Eu îl folosesc pentru mine, îmi place foarte, foarte mult cum miroase. Este superb. Stați să vi-l pun să vedeți notele din el. Ăsta e parfumul, da? Ăsta e și ia, vedeți note aici, Blood Orange, deci portocală roșie, bergamotă, lavandă, scorțișoară, lice, licorice, cred că ăsta e lice, jasmine, caramel, vanilie și musc. Băi, deci parfumul ăsta nu miroase așa de wow în momentul în care îl dai pe tine, dar la 5 minute după ce s-a așezat parfumul ăsta pe tine, n-aveți idee cum miroase. Parfumul ăsta ține de dimineață până seara, chiar dacă mergi în club, chiar dacă se fumează lângă tine și nu ai absolut nicio treabă cu el. 30 de mililitri costă undeva în jurul a vreo 5-6 milioane la parfumul ăsta. Deci ăsta e vreo 5-6 milioane, ăla mare cred că e vreo 12-13 milioane. Hai să trecem la ultimele două parfumuri de nișă care eu zic că sunt pe placul tuturor. Velveton KBDK, n-ai cum. Efectiv, parfumul ăsta este un clasic din punctul meu de vedere. Miroase amaretto sour. Efectiv, deci parfumul ăsta miroase amaretto sour. De asta îmi place foarte, foarte mult. Îmi place și gustul și mirosul de amaretto sour. Mi se pare că stă foarte, foarte bine pe toată lumea. Deci, BDK Velvetonca. Bine, aici e cu altă poză. Bombă, ăsta e. Vedeți care sunt main acordurile, ok. Și mai departe, hai să vedem la note. Deci, top notes. Floare de portocală și migdale.
Migdalele alea fac tot, efectiv are miros de amaretto, chat. Are efectiv miros de amaretto, vă jur. Mai departe avem tabac și ulei de trandafir, boabe de tonka, vanilie de bourbon, ambră și amiris. Nu știu ce e la amiris, vă jur, chiar nu știu. Parfumul ăsta, Big Up pentru el, este un parfum pe care l-am primit acum de ziua mea de la tovarșii mei pe 27 decembrie. Mor după el. Mor după parfumul ăsta. Într-adevăr este un parfum mai scump, costă vreo 900 de lei, dar este un parfum wow. Haideți să vă arăt și cel mai scump parfum de la mine și ultimul din colecția mea de parfumuri pe care l-am primit de la Vlad, Big Up Vlad, managerul meu de ziua mea. Este vorba de acesta, de Oujan, cred că se pronunță, de la Parfums de Marly. Uitați-vă obțin cum e asta. Sticla arată bombă. Capacul ăsta are jumătate de kil, efectiv. Deci după ce ai scos, ăsta, efectiv sticla asta este foarte ușoară. Și ăsta e un parfum care miroase foarte mișto. Ăsta e un parfum, din punctul meu de vedere, să zic așa, cu feromon. Nu știu, eu cred că are feromoni în el, sincer. Ăsta este parfumul Oujan de la Parfum de Marly. Cred că e varianta mai veche, acum au schimbat și băieții fontul. Da? Scorțișoară, miere, benzoin, labdanum, astea, artemisia, bă, foarte mișto, și iar notele de bază, tonka bean, vanilie, patchouli și mosc. Nu știu dacă ați observat, e un pattern pe toate parfumurile astea pe care le am. Ăsta este și cam cel mai scump parfum din colecția mea, este undeva în jurul sumei de vreo 1200-1300 de lei. Vă zic sincer, merită toți banii. Vai, n-aveți idee cât de mișto miroase. Deci preferatele mele în moment de față din colecție sunt astea două și cu... Bă, astea trei parfumuri, doar cu astea trei parfumuri poți să-ți faci viața. Ai de la parfum de zi cu zi până la parfum de zi cu zi sau parfum de seară, la parfum de seară mai mult decât de zi cu zi. Miroase superb. Deci voi nu aveți idee. Ce, astea două, deci ultimele două, BDK-ul și Oujanul ăsta de la Parfum de Marly, n-aveți idee cum miros. Și mai am o chestie, o surpriză pentru voi, dar pe ăla vi-l dezvălui pe TikTok. Doar dacă facem 3500 de like-uri la acest vlog, cum am zis și la început. Bă, cam asta e colecția mea de parfumuri. Nu uitați de like, share, subscribe, toate alea relentați, dați follow pe Instagram la Georgescu, follow pe canalul de reacții Georgescu React. Vedeți că avem și server de Discord, îl aveți în descriere. Da, asta a fost colecția mea de parfumuri.